lase în parte, ei ar avea o variantă, ca atunci când, ca și cum avea o planificare. Cum trebuie să fac asta? Nici eu nu știu cum trebuie să fac la funcții de clasa care o să am. Deci de aceea se impune și mai tare, dacă vreți, se impune cu necesitate apariția videomanualului în clipa asta. Nu trebuie stat pe gânduri, nu avem cum să evităm asta. Și aș merge cu, să spunem, cu o săptămână mai în față, cu două, trei zile, o săptămână în față, și ei din urmă ar putea prelua, sigur, adaptând din ceea ce fac eu ca proiect, ca program, ca mod de a încerca să aduc clasa la nivelul la care ar trebui să fie pentru a debuta cu material noului an, ei, având o variantă, în final, reușind să se adapteze cu varianta asta în mână și să facă ceea ce trebuie. Am văzut un comentariu unui coleg care spune: băi, profesor, vezi treaba ta când n-ai mai văzut tu să vezi matematică, că uitându-te la televizor. Dragul meu coleg, n-am spus uitându-te. Eu spun așa, în timp ce vizionează lecția, stă cu creionul în mâna dreaptă, dacă e drept așa, și cu foaia de hârtie, cu caietul de notițe, și merge în paralel cu lecția mea. Deci merge și învață odată cu mine. Că unii merg mai repede, alta e altă poveste. Au anticipat, lucrează fără să mă uită la monitor sau la televizor sau știu unde s-au uitat ei. Deci nu este exclus, într-adevăr, exclus ca să te uiți la televizor și să înveți matematică. Este aberant. Deci la asta, dar mă mir că tu te puteai gândi la chestia asta. E totuși o curiozitate pentru mine că ai putut să gândești că matematica se poate face film uitându-te la filme. Nu. Nici vorba de așa ceva. Așa, dragii mei, am și obosit și eu. Nu știu dacă mai am timp să mai continui. Nu știu câte minute bate soare și nu se vede mare lucru. Ar mai fi, parcă, după cât văd eu așa, vreo 21 de minute. Hai să încerc și testul celălalt, tot la 7. La ce ne facem cu geometria? Oho! În lecțiile care urmează, am să încerc să abordez și geometria. Să fac un program de câteva ori în care să încercăm să recuperăm și la geometrie. La geometrie cel puțin nu are nicio șansă să facă geometrie în spațiu dacă nu știi geometria plană destul de bine. Nimic nu va face la geometrie în spațiu, dar absolut nimic. Nimic. De aceea trebuie gândit foarte bine și, precum spuneam acum mai devreme, calculul algebric, dacă nu-l stăpânești, nu ai cum să faci analiză matematică și toate celelalte. Trigonometrie și cât ori mai fi. Păi n-ai cum. Numai dacă ai calculul acesta aritmetic, algebric, să poți să ai reacție în fața. Deci dacă n-ai lucruri de bază, cum să poți avansa, să poți să crezi că ai șanse să înțelegi ceva la un alt nivel. Așa, da. Testul numărul 2. Testul 2, zice așa. Calculați. Minus 0,3 în perioadă, plus 1,25, minus 2 întregi și 5 pe 12. Egal. Păi, vine cât? Minus 3 înseamnă 3 pe minus 3 pe 9 plus 1 întreg și 25 pe 100 și plus 2 întregi și 12 pe 5. Hai să-l introduc pe ăsta. 24 și cu 5, 29 pe 12. Egal cu minus 3 pe 9, adică minus 1 pe 3 plus 1 întreg și o pătrime, face 5 pe 4 și plus 29 pe 12. Până acum ce am urmărit, ce am reușit, ce performanță am aici? Am plătit cu 4, deci vine minus 4 plus 15 și plus 29, nu 99, am spus că am obosit, 29 pe 12.
și face egal cu 11 și cu 29, 30, 40 pe 12. Simplificăm printr-un 4 și face 10 pe 3. Ce chestiune a testat autorul? Sigur, dacă ne gândim la băiețelul care era adineauri în față în clasa a 4-a, mâine a 7-a, tot la același nivel este, exact cum l-ați văzut pe degețele, încerca să facă adunarea până la 10, el n-a nicio reacție nici în fața acestui exercițiu. Dar nicio reacție. Dar niciun gând să s-a pus de rezolvare. Dar celor care știu câte ceva, practic, m-am adresat spunându-le, mai copii, știi să transform numărul ăsta periodic simplu în fracție ordinară? Știi să-l transform pe ăsta, adică 3 pe 9 care seamănă pe 3? E 1,25 să-l vezi ca o fracție din număr decimal în fracție ordinară, ca să fie 1 în 3 și 25 pe 10 care înseamnă 5 pe 4, că dacă pe 5 îl împarți la 4, stă 1,25. Și ăsta să bagi întregul în fracție? Dacă da, hai să-mi faci și adunarea asta. Care e numitorul comun? Nu se adună numărătorii întregi și numitorii întregi, cum fac deseori copiii. Iar la mulțire, se mulțesc numărătorii întregi și numitorii întregi. Ține și el, eu așa, ca o idee vagă despre treaba asta și face tâmpenile mari. Apoi, calculați radical din 50 minus radical din 32. Ce vreau să vă dai? Radical din 50 nu se poate calcula, nu e exact. Din 49 ar fi 7. Deci este un număr cu infinitate de decimale, dar eu pot să spun că e 2 ori 25 minus radical din 32, care este 2 la 5. 2 la 4, 16, 2 la 5. Și atunci, radical dintr-un produs face din fiecare și face radical din 25 face 5 ori radical din 2. Rămâne radical din 2. Și 2 la 5, zicem 2 la 4 ori 2 la 1, 2 la 4 iese și vine minus 4 radical din 2. Și atunci, operație cu radical. 5 radical minus 4 radical face un singur radical din 2. Ți-am urmărit aici. Descompunerea la 50, 2 ori 25, sau 2 ori 5 la 2, 32. Și dacă ajunge aici, cei care știu toate poveștile acestea, ajung. Și acum operați cu radical, deci ajungi la final. Rezultatul calculului următor. 11 pe 18 minus 5 pe 24 minus 7 pe 37, 7 pe 36, totul de mulțit cu 9 pe 10, egal cu. Numitorul comun este 18, 24, 36. Trebuie să-l afle el și cred că este 2 ori 9, 3 ori 8, deci 8 rămâne de bază și ori 9, 72. Aici merge cam de 4 ori, amplificăm cu 4, aici merge de 3 ori, cred că, și aici merge de 2 ori. Deci, numai în asta ce urmează? Afară numitorul comun. Ori pentru afară numitorul comun trebuie să descompună 18 ca fiind 2 ori 3 la 2, 24, 3 ori 8, adică 3 ori 2 la 3, 36, 2 la 2 ori 3 la 2. Și atunci trebuie să ia 3 la 3, nu? 2 la 3, 8, ori 9, 3 la 2, 72. Și acum, cum împarte la fiecare și cu cât împarte, cum amplifică. Deci, aflarea numitorului comun pentru operația de adunare și scădere între fracții și efectuarea efect concrete, 44 minus 15 minus 14. Înmulțit asta tot cu 9 pe 10. Egal cu 44 minus 14 face 30 minus 15, 15. 15 pe 72 ori 9 pe 10. 15 cu 10 simplificăm și face 3, 65. 3 ori 9, 27. 9 cu 72, 8 aici. Și face egal cu 3 supra 8 ori 5, 40.
Deci, iată că și aici urmărim. Deci, cu astea triangul meu trebuie să începi. Trebuie să ușurele. Cu acestea, ca să vezi care e reacția lor. Chiar testul ăsta mi se pare destul de inteligent făcut, corect făcut. El crește în dificultate ușor, ușor. Dacă vrei să constați, dacă știi să aduci la același numitor să facă așa, dă-le așa simpluț. Chiar numele sunt foarte instructive, nu? Și pe urmă, ordinea efectuării operațiilor și mai departe. Dar, repet, numai prin calcule, prin greșițe, îți vei da seama concret despre ce este vorba. X pe radical din 27, altul, egal cu radical din 32, supra radical din 24. De unde X va fi egal cu ăsta ori ăsta supra ăsta. Radical din 27, ori radical din 32, supra radical din 24. Și egal cu radical din 27. E 3 la a 3-a. Deci hai să scriu radical din 27. 3 la a 3-a. Un radical din 32. Care este 2 la a 5-a. E 2 la a 4-a ori 2. 2 la a 5-a. Și radical din 24. Care este 3 ori 8. 3 ori 2 la a 3-a. Și egal cu radical din 3 la a 3-a ori radical, fiindcă este radical ori radical supra radical, poți să spui un singur radical, uite așa. 3 la a 3-a ori 2 la a 4-a ori 2 la a 5-a, să lasă așa. 2 la a 5-a supra 3 ori 2 la a 3-a. Dragul meu, ai o șansă imensă acum. Aici te-am văzut eu. Dacă știi să faci operație cu radicale, produsul a doi radicali, supra unar radical, apoi zici, nu e adunare sau scădere ca să te speri, zici un singur radical din S amulțit supra numitor, radical adânc din toată fracția. Că radical pe radical înseamnă un singur radical adânc, conform proprietăților. Și acum intri la operație cu puteri la clasa a 5-a și cum se împar două puteri care au acel bază? Copii, baza se scade exponent și face radical din 3 la a 2-a, ori 2 la 5 scăzut 3, 2 la a 2-a. Și acum cât îți vine? Radical din fiecare, din 6 la a 2-a, care face 6 la a 2-a. Sau radical din ăsta face 3, radical din celălalt face 2, 2 ori 3, 6. Deci vezi, și așa este chestiunea, mi-a plăcut, dar tu, colegul meu, îndată ce îți cunoști bine elevii, îți e clar că acum și tu, profesor, și tu, elev, ați fost desconspirați. Ați fost, cum să spun, s-a constatat cam ce ați făcut, chit că n-ați avut camere în timpul activității, dar prin ceea ce s-a întâmplat la Bacalaureat acum, ați fost avizați. Că acolo vă aflați. N-ați muncit cât trebuie. Și acum, și tu, elev, și tu, profesor, cu observația că în timpul anului se vor pune camere de filmat, nu în toate clasele, că este un efort financiar foarte mare, deși, după părerea mea, s-ar merita, ci se creează o sală de clasă, care să fie ca un mini-studio de înregistrare. Acolo un profesionist cu o cameră și cu calculatorul, culege în imagini tot ce faci tu în clasă, filmează lecția. Nu inspectorul să filmezi lecția prin scrierea unor informații pe caiet acolo, care de multe ori... Eu nu știu de ce calitate e inspectorul ăla, s-ar putea... Cum vin la mine, vin și-a spus inspectorul că foarte proaste ore fac eu. Și mi-a dat nota 1. Am să vă arăt într-una din zile, fișa de evaluare a inspectorului. Te crucește. Dacă el e atât de slab, nu pricepe ce vrei să faci tu. Nici metodic, nici științific, nu pricepe. Și el... De ce nu pot să-mi permit eu, patronul acestui învățământ, eu, minister, să mă las pe mâna acestor specialiști care ai în teren,
că sunt părâți specialiști. Ei sunt, cum a spus Orban, sunt agenți electorali. Da, dragul meu, sunt agenți electorali. Da, domnule ministru. Și cum pe agenții electorali să-i vezi specialiști? Nu se poate. Deci de aceea nu rămâne decât să sper că vocea mea va fi auzită și monitorizarea se impune automat. Automat, dacă se vrea continuarea a ceea ce s-a început. Iar apariția videomanualului este o necesitate pentru că aceștia, aflându-se în situații delicate, au nevoie de treaba asta. Și nu au cum altfel să pornească decât ori face și fiecare cum ori. Și până mă prinde, îi dau înainte așa. Până o vine el, inspectorul, că așa, și vine eu și el, un om. Tai și o găină, văd și fac acolo când vine și spune, bă, asta e situația. Și el spune, da, păi dacă nu știu, nu știu ce să le fac. Cum vin la învățător, că asta fac fiecare. Profesorul dă vina pe învățător, învățătorul pe educator și educatorul pe nu știu cine, cred că pe părinți, că i-au născut. Și așa în fiecare treaptă. Și când a ajuns acolo, dar de ce nu a fost lăsat? Păi nu a fost lăsat, că nu se putea lăsa, sunt destule motive. Deci, dragilor, nu se poate continua așa, că lucrurile s-au complicat de tot. Iată că și camera mă anunță că și-a terminat și timpul, așa că ne oprim aici și vă spunem la bună întâlnire pe data viitoare. Deci, ca și noutate absolută, a fost această întâlnire cu copilul. Recunosc că m-a dat peste cap din clipa în care el a apărut în lecție. El la gard acolo cerea să-i dau, ați auzit, miere sau să-i dau un bănuț. Am avut proasta inspirație sau bună inspirație să-l invit să vină să-l cerceteze un pic. Și din clipa aceea recunosc calitatea lecției mele a scăzut formidabil de mult. Pentru că tot timpul a rămas cu mintea la el și m-am zis, iată adevărata realitate a învățământului. Și în timp ce făceam lecții, de aceea sunt convins că am strecurat și greșeli, în timp ce făceam lecția, mă tot gândeam ce soluție să propun. Și cred că asta din final este cea mai deșteaptă. Un program de salvare, așa zice, un program de salvare națională. O salvare a situației în care ne aflăm. Și asta sunt două probleme pe care le-am surprins eu încă din 2007 și vedeți acolo petiția dacă semnați petiția de salvare a învățământului românesc, două idei simple. Monitorizarea actului didactic și apariția videomanualului. Aceste două, încă din 2007 le-am pus pe internet la Prof Online și acolo puteți semna, dragilor, iată, chiar cineva spunea, domnule, trebuie și așa asta monitorizată. Făcută cunoscută și această petiție ca să semneze cât mai mulți. În momentul de față s-au dus peste 500, parcă 514 oameni care am văzut acum de semnastră cu comentarii. Sunt superbe comentariile. Cred foarte tare că ne aflăm în momentul acela în care nu mai putem să ne mențim și ceea ce am propus atunci este mai actual ca oricând acum și mai important ca să și luăm niște măsuri încât cu toții, cu mic, cu mare, de la învățător până la profesorul universitar, că și la universitar nu-și face nimic în materie, ce să-și facă dacă studenții pe care are sunt fără instrumentul matematic. Cu toții recunoșteau cei doi miniștri, Marga și cu Andronescu, că nu există sector, gâdea, iarăși ar spunea același lucru, în care dacă nu ai minim cunoștințe în matematică, n-ai nicio șansă să te apropii. Așadar, eu sper că vom pleca la un program național de ceea ce înseamnă salvați matematica, dacă vreți să vă salvați pe voi. Salvați matematica ca să putem să, cum să spun, să ținem și noi fruntea sus, să încercăm să recuperăm din decalajul care s-a instalat, pentru că tehnic, la toate nivelele, totul s-a dărâmat în momentul de față. Și nu mai e acolo. Toate sectoarele. În final, salvați școala ca să existăm și să rezistăm ca popor, așa să spunem, în timp. Altfel vom fi zdrobiți. Vă mulțumesc, dragilor, pe data viitoare.